Craii de Curtea Veche, de Matei Caragiale. Dramatizare radiofonică de Valeriu Sârbu. Episodul al 10-lea. Sărămâna domnișorilor. Fețe luminate, mâncați-aș. Puneți galbenul să vă ghicească, papa. Banii nu minte. Nu minte. Ia doi galbeni. Am numai de bine să zici, să nu mă amăgești. Se poate, boierule, se poate. Îți pune baba mândica și ce-i subt și ce mai de pătimit. 44 de bărbați, 44 de bărbați, 44 de bărbați, 44 de bărbați, 44 de bărbați. Nu e bună. Ce te spun? Aici numai semne de moarte se arată. Ce spui? Semn urât. Careva din preajma matale își face vânt în lumea de dincolo. Stai mai tare. Ai, boierule, nu mă blestema. Bobi zice, Bobi, da, pune și matale, tinerelule, un ban să-ți ghicească baba. Lasă-mă, n-am. Hai, boierule, hai. Cum de crezi în basnele astea? E un eres prostesc. Normal e să nu-i dau crezare, dar ceva îmi spune că... În fine, n-am eu noroc de atâta bucurie și... Vizant! Dacă n-aș șule... Hai, dă-i drumul! Hai, căluci! Hai! Vibă! Cum s-a petrecut? Dar tu pe unde te-ai mișcat? Deci acum nu ești limpede la cap? Da, m-am destrăbălat și eu acușica și m-am porcăit cu niște balambuste. Dar ia zi, cum s-a întâmplat? Ilinca a vrut să fotografieze o fetiță abia sculată din pat după scarlatină. Și-a luat de la dânsa boală. N-au putut-o salva nici toți doctorii din București. Nici cel mare adus de la Viena. Să fie de capul lui Pantazi. Tot el poartă ghina. Ele, pe cubosul, pe ce-a pus mâna, s-a prăpădit. Vroiam să te ocup de mormântare. Adică de toate formalitățile. Și de procesiune, bineînțeles. Las pe mine, dar o să fac o chestie de grandă. Așa nu s-a mai văzut și nici nu o să se mai vadă. Mormoane de flori, mormoane de flori. 21 de popi. Toată aristocrația Bucureștilor. Numai că nu-i mai folosește. O să crape toți de invidie și necaz. Fixa cu ochii ei albaștri și inocenți. Ochii ei. Apropo de vis, azi noapte mi s-a făcut unul nebunesc. Noi trei, cei trei crai, îmbrăcați în lungi mantii albe, cu paloș la șold, slujeam o vecernie mută. Apoi am plecat toți înspre soare apune, sub bolți care acopereau un mare gol,
În fața noastră țopăia în port de măscărici, schimonosindu-se și fluturând o năframă neagră, Gore Pircu. Da? Mi-e teamă că sigur o să se împlinească. Numai că nu va fi vecernie, ci prohod. Și tu acum. Superstițiile astea nu se potrivesc cu spiritul nostru. Ar trebui să ne dăm din nou în bob. Uită, prietene. A fost doar o coincidență nefericită. Eu să uit? Fantazii. Cât am trăit eu, nu? Vanda, Ilinca, nu, Kellner! Bine! Adu dracului de băut ceva! De o lună întreagă bem într-una. Nici măcar nu mai dormim, deloc. Auzi? N-am pentru ce să mai trăiesc. Sunt atâtea lumi pe lume. Nu mai sunt. Toate pentru mine sunt prăbușiți. Noroc. Nu, eu nu mai pot înghițimi, se face rău. Atunci nu mi-ești prieten, sunt singur. Singurătatea, hidră și aspidă. Singurătatea. Atunci noroc. Mai tare. Hai, mai tare. Cântați, blestemaților, mai tare. Rupeți corzile, sfărămați viorile, vreau să mă bucur pentru tristețea tuturor. Hai. Aici erați, minunaților. Ura și la domnul multă băutură. Ei, canalii, întinde-o. Dar ce ți-a cășunat pe mine? Eu te iubesc și întotdeauna te-am slujit. Ia loc și taci. Ei, uite că nu tac. Și vă dau o veste treznet. Știați că Pașa Dial nostru se înhăitase cu Rașelica? De ce vă uitați așa ca niște nătângi? Rașelica Nachmanson, vampa dracului, lipitoarea, scursura iadului, cu ultimul strop de vlagă bărbătească, a iubit-o! Și i-a țeșnit și sângele, iar inima i se opri. Ha? A murit Pașa? Dumnezeu să-l ierte. Pantazii? Dar nu văd pe figura ta o întristare, ceva? Lasă-l. Are alte gânduri în cap. În capul lui doar ele și surcele. Lasă-l. Dar să vă mai spun una. Când auzi de moartea lui, dădui fuguța. În casă mortul, numai că mirosea ceva ars. În șemineu ardea o groază de hârtii, caiete, dosare. Toate mâzgălerele lui de-o viață, domnule. Și-a ars opera. Doamne, s-a ținut de cuvânt. Opera? Dar ce fel de operă? Ăla cu opera, e. Poate și-a însemnat câte vedre a băut, câte femei a călărit. Taci din gură, nemernice, că te trăznesc. Vreți să o luați și voi pe calea iadului? Vă fac o vorbă cu Rașelica. Ați vântat o duzină de bărbați. Oh, ia uite, vorbești de lupoaică și ia. Ce faceți, iubiți? Rășelica. Să vă prezint pe noul meu logodnic. Panaitescu? Na, că ți-a luat altul locul. Dar de ce sunteți atât de încruntat? Dacă e pe așa, stau și eu la masa voastră să vă înveselesc. E voie. Nu ne socotiți nepoliticoși, dar avem o daravere de rezolvat între noi și nu... Nu sfăgâriști, tinere, de felul meu nu trec urechea și apoi eu sunt atrasă de Vladimir. Numai pentru el mai am ochi și urechi. Așa-i, dracule. Nu așa nimic, o scumpă mea. Talanul, vadră de fetească! Fetească regală, puiule! Că avem iarăși de sărbătorit! Bye.
covaci se mai poate distra omul în voie. Localurile alea scrivizite, chivernisite, parcă-s de var. Var și cenușă. E, dar ce cu mutrea asta de mormântare? Viața! Viața e făcută pentru veselie! De aia mi-ești drag, tu măi, gore! Cunoști firul omului, mă! Iertați, noi plecăm. Vai, regret, domnule Pantazii, speram să vă întâlniți puțin. Bună seara, doamnă, domnilă! Duceți-vă! Duceți-vă învârtindu-vă! Eu vreau să beau! Vreau să beau! Vreau să beau! Vreau să beau! Beau, beau, beau! Matei! Matei, și tu pleci? Îl însoțesc pe Pantazii și apoi mi s-a acrit de tine. Nu te, dracului! Și ăsta... Și ăsta e pe panta de căderii. Se ține degeaba, mândru. Gore! Noroc de Pașadia că a murit la vreme. N-am mai simțit scârba și decepția de a te vedea pe tine prefect, senator, ministru plenipotențial, prezidând Liga Națiunilor. Și, bineînțeles, însurat cu zestre, probabil posedând un castel în Ardeal. Bravo-s, bravo-s, i-ai zis-o. Regret că plecați, dar m-ați înveselit pentru multe nopți de acum înainte. Pa! Nu știu ce-i cu ei. S-au prostit. S-au ramolit. Oh, ce chefuri! Ce chefuri încinse mai făceam noi aici, pe covaci. Ei trei. Și cu mine patru. Trecem pe la curtea veche. Ce-ți veni acum? Așa. Poate că voiesc să-mi iau adio. Matei, m-am hotărât să plec din țară. Aici nu mă mai leagă nimic. O să-mi lipsești mult. Dar dacă asta e dorința ta... Auzi, intrăm un moment în biserică. Aș vrea să plec cu imaginele astea scumpe și dragi în mine. Dar în țara unde tata nu vroise să fie ministru și străbunicul să fie domn, ce mai puteam eu râvni? Și apoi libertatea nu mi-aș jertfi-o pentru nimic în lume. Poate ne iartă Dumnezeu. Doamne, miluiește! Dar cine e pe catafalc? O, Doamne, e pena Corcodușa. Domnului să ne rugăm pentru rog. Crailor, crailor, crai de curtea veche, ticăloșilor. Ce curios, nici n-am recunoscut în trăsăturile astea gingașe pe furioasa înspăimântătoare de anul trecut. S-o ierte Dumnezeu, s-o odihnească. În ochii ei rămași deschiși, parcă-i o duioșie extatică. Iubirea mântuit-o, a murit fericită.
Dumnezeu să o ierte, dacă mai are nevoie de iertare. A intrat și ea în legendă. Doamne Dumnezeule, să iertăm... Crailor, crai de curtea veche. Drumul meu e fără întors. Cine știe, prieten drag? Se știe, se știe. Îți mulțumesc că mi-ai însoțit acest drum până la graniță. Nu ne puteam despărți pe locurile unde ne-am chinuit. Și în același timp am fost fericiți. Episcopia Bihor! Urmează Episcopia Bihor! Episcopia Bihor urmează! Uite, îți mărturisesc că te-am iubit și n-am să te uit cât voi trăi. Și tu ești încrustat pe veci în inima mea. Să nu regretăm nimic. La urma urmei, prietenia noastră e lucrul cel mai de preț din viață. Și poate va intra și ea în legendă. Cu bine. Prieten drag. Ați ascultat ultimul episod din serialul radiofonic Craii de Curtea Veche, de Matei Caragiale, dramatizare radiofonică de Valeriu Sârbu, redactor Georgeta Răboș. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Adrian Pintea, Pantazi Ion Caramitru, Pașadia Constantin Codrescu, Gore Pirgu Dan Condurache, Elvira Irina Mazanitis, Mima Adriana Trandafir, Maioncă Teodor Daneti, Ilinca Irina Movilă, Rașela Gabriela Popescu, Țiganca Virginia Rogin. În alte roluri: Vasile Lupu, Teodor Heica, Nicolae Stângaciu. Instrumentiști: Florin Merișan și Nelu Radu. Asistența tehnică: Laura Mureșan și Florica Dănescu. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Luiza Mateescu. Regia artistică: Cristian Munteanu.